Salut, eu sunt Teo și astăzi o să mâncăm cel mai scump preparat. Cred că pe care o să-l mănânc vreodată. Dar înainte să începem, ce mâncăm? Am ajuns acum și la Cali, la hotel, de pucă ceva. Am auzit că ai o surpriză pentru mine azi. Am o surpriză extraordinară pentru Teo, făcută special pentru el. Abia aștept să vedeți ce am pregătit. Deci Cali m-a sunat zilele trecute și mi-a zis: băi Teo, o să-ți fac când vii la mine cel mai scump preparat pe care l-ai mâncat vreodată. Și eu i-am zis: bă, asta nu e greu să faci, pentru că cel mai scump preparat nu știu care ești, nemu, mi-a făcut mama niște sarmale în foi de pod, ăla cred că sunt ieftine și alea, nu știu. Cred că cel mai scump lucru pe care l-am mâncat eu a fost sushi. Și eu o să-mi pun asta pe ochi și așteptăm să vedem să fie reacția naturală. El mi-a zis că o să fie ceva cu aur. Ca eu sunt gata, poți să adui surpriza, bro. Înainte să-mi aducă mâncarea, vreau să vă zic că acesta este un preparat special, dar au și preparate la un preț accesibil pentru toată lumea. Sper să te impresioneze. Băi, sigur mă impresionează, că am auzit că e scump. Dar stai să vedem în ce hal. Nu, mi-e am emoții. Mamă, ești neamă. Și ăsta e aur, gen? Da. Și ăsta mi-l pui în mâncare, îl pun la gât, îl pui în mâncare. Mi-e rușine să mănânc aur aici. Uite, am venit să-ți explic. Ai un muș de vită Kobe. Ok. Cu aur comestibil. Kobe, Kobe e ăla basketbalistul sau? Nu, e o vită japoneză foarte bună, okay. Trebuie sigur să vezi cum e. O terenă de foie gras de gâscă, cu fagură de miere, piure de ceapă caramelizat, infuzat cu Hennessy Paradis Imperial, care e 2000 de euro sticla. Așa. Și un sos de petru, pomerol Chateau din 2005, care e 3000 de euro sticla. Sper să-ți placă. Și cam cât face toată chestia asta, gen? Păi, dacă ar fi să comand, de vânzare este de 3000 de euro. Mamă, păi mănânc 5 de-astea, mai o mașină. Da, merită, gustă să vezi. Și vinul, stați că vă zic eu ce vin e ăsta, nu e nevoie să zic el, ia să vedem noi. Vine asociat special cu preparatul. Poftă bună, sper să-ți placă. E roșu. Și acum pot să gust? Da, normal, te rog. Deci aurul ăsta este că se mănâncă, sigur, 100%. Da, da, este comestibil. Dar ce frage de asta? Cred că de-aia e și așa scumpă, bănuiesc. Este vorba de gradul de marmurare a grăsimii. Bă, mă simt prea răsfățat aici și simt că nu merit. Adică m-a răsfățat mama la viața mea, dar asta 3000 de euro o masă. Dar nu prea văd diferența așa mare de vită normală și asta. Este mult mai fragil, nu se compară cu absolut nimic. Asta observ, da. Și gustul este diferit. Și ce ai zis că ăsta e foie gras? Niciodată în viața mea eu nu am știut ce e foie gras. E un fel de pateu, că lumea așa zice. Din păcate este destul de brutală tehnica de îngrășare forțată a raței sau a gâștei. Este gâsca sau rața dopată, cum ar veni. Îi se introduce mâncare pe cât. Dar e bun. De fapt este un ficat cirozat. Știu că sună aiurea, dar după cum vezi este foarte bun. E bine că îmi faci poftă de mâncare, asta e cel mai tare. Da, mă, e bun asta. Eu mă gândeam să-i mai dau cesii mei, să le mai dau oamenilor să guste și ei, dar nu cred că le mai dau. E bun, e bun. Și care să ai zis că ai două porții, nu? Cât de mai dăm 5 lebuni și mi-au mașină. Iubire, vii să guși și tu? Da. E bun rău de tot. Bună ziua, prieteni. Vrei să stai eu? Să da, dai, te rog frumos. Couple goals pe YouTube la noi aici. Da. Care bine. Să știți că acest vlog o să observați calitatea mai înaltă. Este filmat de fratele Pana, pe care îl pup aici. O să las linkul lui jos în descriere și de la Caius Bușteni, bineînțeles. Bebe, dar tu crezi că ți-am mi-e tăiat bucata asta în gură? Bebe, ți-am 3000 de euro, eu îți bag aici 300 de euro în gură. E ușurel și profită. E prea mare. Mai tai o jumate. Pire, să gândește lumea la prostii după aia. Serios, nu puteam să bag aia în gură. Băi, să nu fiți, că se interpretează, da? E bine așa? Mm-hmm. Sau ți-o dau pasta mai mică? Hai. Ce vezi, mi-e furculiță, am furculiță. Și tu, foie gras de ăsta, ai mâncat vreodată? Nu. Schi bun rău de tot. Uite, foie și frunzele cum? Astea, foie. Foie slab de ăsta. Ia, o părere sinceră pe cameră aici, la viețile noastre. Dacă aveam mai mulți bani, mâncam zilnic, zic sincer. Pentru cât bani să ai 30 milioane de euro să mâncăm? Asta zic, dacă aveam bani, mâncam, dar așa? Așa, mâncăm odată la 10 ani. Fii atentă. De ăsta ai mâncat vreodată acum, fără mișto? Păi, dar nu mi-ai dat de acolo. Ți-am dat de aici. Și la ce? Piure... Ce e ăsta?
E foarte bun. Vrei să mănci aurul de ăsta? Nu. Îl pui la gât și tu, nu? Florile astea poți să le mănânc? Uite, gen aurul ăsta, dacă îl topim, îl punem pe mâncare și mâncăm și noi de 3000 de euro. Vezi, a vrut ea lanțuri. Știi cum e când îți comanzi ceva scump? Ați văzut, frate, că profitați de el până în ultimul moment? E așa fac eu acum și farfurie aici, bun. Plantele astea, astea se mănâncă, nu? Practic, eu știam că tot ce e în farfurie se mănâncă. Așa și eu, asta v-am să întreb, florile astea poți să le mănânc? Hai că zic imediat, dacă mor. Mama, a cronțănit frunza aia. Păi vezi că e crocantă și e bună rău. Și ai mâncat-o pe toată, bravo. Te rog frumos, vino și gustă din banii ăștia. Super. Ne. Simți efectiv cum mănânci bani. E și pentru tine prea mare sau tu ești ok cu astea mine, mai mari? Pentru mine nu e nicio problemă. Hai de gura mare, avionul. Aia zic. Și uite, ia tu și cu ăsta aici, a forță. E pure cu infuzie de nu știu ce vin, cu daia, cu vin de miliarde de euro. Auzi, Bebe, dar tu dai 3000 de euro pe mâncare, dar nu e la o geantă sau ceva. Păi mă, iubire, adică... nu ți-ai zis că, ai zis că asta e surpriză? Din... păi cum să te dai 3000? Păi eu n-am 3000 să ies din cal. Ea este o surpriză. De 3000 de euro mâncare. Bă, da, tu îmi faci cadou mâncare de 3000 de euro și nu iei lucesima o geantă? Bă, bune. Cu jumătatea asta din preparat poți să-ți iei o geantă cu cineje. Vreau ăsta la pachet, că vreau să mănânc. M-am săturat. Unde-l vindem? De-aia anunț pe OLX că vindem foie gras de ăsta. Aurul ăsta nu putem să-l amanităm? Hai să-l topim, facem un iner din el. Bă, ce să zic, am mâncat și eu 100 de euro. Din bană, preparatul tău. Lasă glumele și scoate banii. Acum, pe bune, eu nu credeam că o să ajung vreodată să mănânc aur. Când eram mic și mă gândeam așa, ați văzut că vă vin întrebări de alea, mă, oare ce gust are aia, ce gust are aia? Și mă, îți dai seama, te gândești, bă, dar oare aurul ce gust are? Bă, nu pot să zic că are un gust anume, dar simți bogăție, altceva, că n-are un gust anume. Băi, după cum v-am zis, mai invităm lume pe aici, că eu mă simt prost să mănânc doar eu, să uită lumea pe mine și în mintea lor, bă, dar nu-mi dai și mie, mă uit la ăla, salivez. Ok, mă, mai și pe Valentina să guste și ea. Uite, o să stai tot eu, că eu mă pricep la tăia. Hello vlog. Aparent. Hello, te salută toate viețile mele. Vine trenulețul și la tine. Ia, yeah, avionul. Mamă, să... da, era să scap 300 de euro pe jos. Și dacă vrei tu să iei foie gras ăsta, piure, doar așa, doar cărniță. Aia zic, fată simplă, domnule, da, nu da, altceva. Vreau să-mi zici părerea. Dar mi-ai dat ce, o bucată de aur, ce? Mi-ai dat doar cărniță goală. Te rog să iei ce vrei tu. Poți să le iau acasă cu tot? Îți dau farfuria dacă vrei. A goală? Păi da, cu ce? Dar e mai sățioasă mâncarea asta, că e mai scumpă. Da, chiar să ne spun. Păi ai văzut când mai înghiți o monedă că te umfli așa în stomac? Așa e, că înghiți bani, nu? Te umfli cu totul. Valentina, îți mulțumesc că ai venit, dar gata, ți-ai dat o gură că restul mănânc eu. Vreau să zic, abonați-vă și pe la mine. Bebe, eu zic să ne lăsăm de vlog și ne apucăm de bucătărie. Și luăm numai vaci de astea Kobe și le gătim. Da, tu sau cine le gătești? Eu, că știi că știu. Da. În afară de omletă nu știu să gătesc nimic. Păi, mie dacă îmi dai foițe de astea de aur în bucătărie, tu crezi că eu le pun pe mâncare? Eu m-am pus să le spăl. Băi, frate, nu e că nu mai pot, dar mi-e rușine să termin, că îți lași ție, mă, viața mea. Deci asta ce a rămas o dau giveaway pe Instagram, nu uita să intre. Nu, stați așa că nu las nimic în farfurie, eu am glumit. Nu, glumă, dar vă dau pe giveaway la Instagram. Vă fac alt. Păi da, uite, am terminat de mâncat, dar faurul ăsta nu m-am atins de el, frate, ia să vedem. Asta e tot miere de aia scumpă, gen? E, e miere Kobe și crește, fac doar albinele Kobe și alea sunt doar albine care joacă basket. Caius e basketbalist, are relații cu albinele astea care joacă basket. Are propria lui echipă. Da. Se numește B-Team. Băi, cam ăsta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut, sper că v-am să-mi zâmbet pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Ce faci, iubirea mea? Păi le-ai lăsat aur în farfurie. Nu uitați să vă abonați la canal, să ne strângeți și noi 300 de mii, să dați un follow pe Instagram pentru că acolo am rămas în urmă. Și la toată lumea de aici și la Caius Bușteni și vă recomand cu cea mai mare crudă să veniți aici, că e foarte, foarte, foarte mișto. Eu am fost Teo și nu uitați până data viitoare, tot cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți, v-am pupat, pa, pa!